Salutare și bine te-am găsit! Astăzi vreau din nou să te inspir. Voi face o pâine cu măsline și mozzarella după rețeta a lui Jamie Oliver. Sau îi putem spune pâine cu mozzarella și măsline, ținând cont că avem mai multă mozzarella decât măsline în această rețetă. Oricum am numit-o, pâinea este extraordinară, are un gust foarte bun. Combinația de brânzeturi împreună cu caperele și măslinele este extraordinară, mie îmi place foarte mult și sunt sigur că și ție o să-ți placă. O să-ți arăt în minutele ce urmează modul de preparare, așa că rămâi cu mine și dacă îți place ce vezi, abonează-te pentru că vor urma și alte rețete interesante. Pentru a pregăti această pâine, o să am nevoie de 250 g de măsline verzi cu sâmburi, 60 g de parmezan proaspăt ras, 500 g de făină, 2 bile câte 125 g de mozzarella, 200 g de mozzarella afumată, 5 g de sare de mare, 7 g de drojdie uscată, 2 lingurițe de oțet de vin alb, 4 linguri de capere tinere în saramură, o legătură mare de cimbru sau oregano de aproximativ 50-60 grame și ulei de măslin. Prima dată trebuie făcut aluatul, pentru că acesta trebuie să stea aproximativ 2 ore la dospit, așa că am să pun drojdia în 300 de ml de apă călduță. Amestec cu o linguriță și o dau deoparte. După care, în vasul unui robot de bucătărie sau într-un castron încăpător, dacă frămânți cu mâna, pun cantitatea de făină. Sarea. Amestec puțin. Fac o gaură în mijloc unde am să pun apa amestecată cu drojdia. Pun cârligul pentru frământat. Și frământ pentru aproximativ 5-6 minute. Când aluatul devine moale și elastic, am să oprez robotul. Am să ridic aluatul din bol. Am să-i dau formă rotundă. După care ung bolul cu puțin ulei de măsline. Așez aluatul la loc. Îl acoper cu un prosop umed de bucătărie și îl las să se dospească aproximativ 2 ore sau până când își va dubla volumul. Între timp o să curăț măslinile de sâmburi. Am să le fac într-o cană de plastic și vă spun și de ce. O să trebuiască să fac o pastă din măsline, capere, parmezan, cimbru, ulei de măsline. Și sunt două variante de a face asta. Ori pun toate ingredientele într-un mojar și le zdrobesc până când obțin o pastă, dar asta mi se pare calea mai grea, ori le pun aici, în cană, și le zdrobesc cu blenderul. Când am terminat cu măslinele, pun și caperele peste, după ce le-am scurs bine de saramură. Frunzele de cimbru, am să încerc să le pun fără tulpini, doar frunzele, dar nu toate, am să pun puțin mai mult decât jumătate, restul le voi pune la sfârșit. După ce am pus frunzele, pun 6 linguri de ulei de măsline. Puțină sare de mare.
și blendez totul până când obțin o pastă. Când pasta este gata, adaug puțin piper, oțetul, parmezanul, și amestec din nou totul bine. Când am terminat de incorporat parmezanul, cam așa trebuie să arate pasta. Acum trebuie decât să aștept să se dospească aluatul. După cele 2 ore, am să descopăr aluatul. Acesta a crescut foarte mult. Pudrez o suprafață cu făină. Pun aluatul peste. Și încep să-l întind. O să trebuiască să îl întind cam cât am eu suprafața aici, aproximativ 60 de centimetri pe 40. Foarte elastic este aluatul, asta înseamnă că este bun. Iar când am terminat, am să întind pe toată suprafața aluatului amestecul de măsline și capere. Rup deasupra și adaug și mozzarella. Mozzarella afumată. Se poate folosi și cașcaval afumat sau doar cașcaval simplu. Stropesc cu 2 linguri de ulei de măsline. După care, pornind de la una dintre laturile mai lungi, cea de 60 de centimetri, am să încep să rulez. La fel ca pe o ruladă. Iar când am terminat, am să tai din această ruladă bucăți de aproximativ 5 cm. Când am terminat de tăiat, am să dau asta la o parte. Tapetez o tavă cu hârtie de copt și așez bucățile pe care le-am tăiat din ruladă cu fața în sus în tavă. Las un pic de loc între ele, dacă este posibil. Răsfir printre restul de cimbru rămas.
sau oregano, dacă se folosește oregano. Stropesc din nou cu puțin ulei de măsline. Mai las 45 de minute, o oră să crească, după care coc la 200 de grade 30 de minute în mijlocul cuptorului până când ce pâinea este rumenită bine. Când pâinea s-a rumenit, am ținut-o în cuptor aproximativ 35 de minute. Am să îndepărtez crenguțele de cimbru sau am să le mărunțesc. Frunzele se vor mărunți, iar tulpinele le voi lua la o parte. Pâinea arată foarte bine și miroase extraordinar. Apropo, trebuie lăsată 15 minute să se odihnească. Rupem și o bucată de aici. Încă este caldă. Este destul de coaptă. Am să și gust. Este absolut delicioasă, așa că nu ezita să o pregătești. Asta a fost tot. Sper că vei face și tu această rețetă. Iar dacă o faci, lasă-mi părerea ta în secțiunea de comentarii și dă-o mai departe unui prieten, pentru că asta m-ar ajuta foarte mult. Asta a fost rețeta de astăzi. Eu spun poftă bună și până data viitoare, la revedere!